Seara, Ioane. Tată, eu am vrut să te pușc în inimă, să scurtez chinurile. Așa mai cunoscut-o pe mine, că mi-ar fi teamă de chinuri. Eu de chinuri nu mă tem. Altfel nu m-ar fi prins viu. Iar de moarte, eu, fătul meu, când am sculat oamenii, am bătut palma și cu moartea. Datorii suntem oricum. Numai că nu-i tătuna cum mori. Da, eu mă gândesc că o să am puterea să mor așa, ca să le fie rușine în veci celora pentru care îi muri, să mai trăiască cu fruntea în țărână în fața unor nemernici, în fața unor nimenea. Dar noi, doar dumneata, noi ce facem? Să țineți de viață cu dinții, ca lupul de pradă, să aveți prunci mulți, să vă trageți pe brânci, să răbdați de foame pruncii, să-i dați la școli. Să ajungă mai învățați decât pruncii grofilor. Iar din când în când să le ziceți că e o vorbă și de mine. Dar nu des. De ce nu des, tată? Să nu se ieftinească. Tu plângi? Tu plângi, mă? Să fie pentru cea din urmă oară, auză, tu mai? Nu, o să plângem, nu ne este îngăduit. Am înțeles, tată.